Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să vă petreceți următoarele 50 de minute în prezența noastră. Și așa cum am obișnuit deja, și de data aceasta venim înaintea dumneavoastră cu un subiect de o importanță mare, spunem noi, în viața noastră de zi cu zi și astăzi vom trata subiectul nutriției. În mod generic am numit tema de astăzi importanța nutriției în menținerea sănătății și am ales să discutăm această temă împreună cu un invitat deosebit, un prieten al emisiunii noastre, așa că îi spunem un venit doamnei dr. Daniela Mareș, medic specialist în medicină de familie și consilier în nutriție. Stimată doamnă, bine ați venit la noi în emisiune! Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Cum vedeți dumneavoastră, stimată doamnă doctor, relația aceasta a trupului cu mintea, cu sufletul, așa ca, să spunem, un întreg unitar, omul fiind până la urmă, în fața lui Dumnezeu, o ființă întreagă. O singură entitate. O singură entitate. Observ, la fel ca și dumneavoastră, acest val vârtej mediatic de informații de toate tipurile. Ce aș vrea să subliniez aici și pe ce aș vrea să pun accentul, dincolo de faptul că dumneavoastră ați menționat că omul este un întreg și că nu poți să desprinzi partea spirituală fără fondul acesta fizic, da? Trupul acesta care este templul lui Dumnezeu, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea aș veni cu, într-un fel, cu o veste bună. Dincolo de toate informațiile pe care le vedem în presă, în condițiile acestei pandemii, știm că se tot vorbește de comorbidități. Unul dintre profesorii de la Facultatea de Medicină din București spunea într-o prezentare sau și-a intitulat o prezentare: oamenii sănătoși nu mor de COVID. În condițiile acestea în care formele grave de COVID se asociază cu comorbiditățile, venim și încercăm să despicăm firul în patru de acolo, de la comorbidități. Cum se ajunge acolo? De ce ajungem să avem un ansamblu, nu doar o boală cronică, poate un ansamblu de boli cronice care să ne bântuie și să ne afecteze sănătatea trupească, emoțională, așa cum ați spus, și spirituală în final. Există o legătură pe care eu o subliniez de câte ori pot în fața pacienților mei între ceea ce avem în farfurie, ceea ce punem în furculiță și sănătatea noastră și prezența sau nu a bolilor cronice. Iarăși, un lucru pe care îl spun de multe ori pacienților: după 40 de ani, lucrurile pe care le-am mâncat în tinerețe sau până atunci încep să se cam răzbune pe noi. Și vedem asta nu numai în cadrul... Deci vedem acest lucru nu numai prin rezultatele studiilor care s-au făcut în România, de exemplu studiul Predator, care este un studiu foarte amplu făcut acum câțiva ani, din care a rezultat că 2/3 din populația României este fie supraponderală, fie obeză și doar 1/3 normoponderali, ci și ar trebui să ne atragă atenția și anumite tipuri de comportamente care sunt îndreptate împotriva propriului organism. În afară de tiparele alimentare greșite, mai există sedentarismul, mai există fumatul, mai există diferitele dependențe, da? Consum de alcool, droguri etnobotanice, etc. Și ca urmare sunt lucruri și știm că sunt lucruri pe care nu le putem influența. De exemplu, nu suntem noi cei care cultivăm alimentele pe care le mâncăm, dar noi putem face ceva și aici aș vrea să accentuez. Avem posibilitatea de a alege ceea ce mâncăm și cum mâncăm. În dezvoltarea aceasta a omului ați punctat un lucru foarte important și anume acela al posibilității de a alege. Am trecut
de fața în ceea în care noi, cei care consumam alimentele, eram aceiași care le și produceam, le îngrijeam. Practic, da. Societatea umană s-a dezvoltat, tranziția aceasta de la sat către oraș. Mai sunt, bineînțeles, comunități care în continuare își produc propriile alimente și rămâne alimente sănătoase. Dar noi, cei care suntem la oraș, majoritatea celor care trăim în comunitățile acestea supraaglomerate, ne bazăm pe ceea ce găsim în supermarket. Și atunci, cel puțin, putem face câteva diferențe dintre ele și alege, poate, pe cele mai puțin nocive, ca să nu zic. Că nu cred că există alimentul perfect, dar cel mai puțin nociv, cred că îl putem alege. Sigur că da. Eu aș vrea să definesc, am folosit doi termeni, supraponderalitate și obezitate, și aș vrea să-i definesc pentru telespectatorii dumneavoastră. Acești doi termeni se definesc în legătură cu un parametru care se numește indicele de masă corporală și care reprezintă un raport între greutate și suprafața corporală, care se echivalează cu înălțimea. Există nomograme care fac această echivalare. Ce înseamnă o persoană normoponderală? Înseamnă, să zicem, acum mă folosesc de acele marje ale Organizației Mondiale a Sănătății, pe care după aceea le voi nuanța pe vârste. Între 18,5 și 25 se consideră normoponderalitate. Indice de masă corporală, care este între 25,1 și 30, se consideră supraponderalitate. Între 30 și 35 este obezitate gradul 1, între 35 și 40 obezitate gradul 2, iar peste 40 este obezitate morbidă. Acum, ce este interesant este că nu rămânem la momentul ăsta din istoria medicinei, nu rămânem doar la corelația aceasta cu indicele de masă corporală, pentru că pot să existe persoane aparent normoponderale, dar care să aibă o cantitate, un procent de grăsime mai mare, da? Și sunt, ține cumva și de statusul lor și de constituția lor. Sunt acele persoane care sunt în categoria obezitate ascunsă, da? Omul este înalt, este mai filiform așa, dar are burtică. Însă el nu se vede. El pune kilograme și nu se observă din exterior. Însă el are un surplus de kilograme sub forma grăsimii. Ori aici este de fapt discuția la momentul acesta, la procentul de grăsime din organism care determină riscurile de boli cronice. Aici aș vrea să detaliez puțin. Deci există niște factori de risc generate de excesul acesta de grăsime, grăsime pe care o avem conștient sau inconștient, vizibil sau mai puțin vizibil. Fiecare dintre noi putem trăi cu, să spunem, povara aceasta și încetul cu încetul, practic, ne macină sănătatea pe dinăuntru și la un moment dat ajungem la faza aceea în care dumneavoastră spuneți să ne afecteze întreaga stare de sănătate și, bineînțeles, să ajungem în forma aceea gravă la comorbidități. Da. Acum, grăsimea asta aș vrea să o înțelegem nu doar ca pe o chestiune de estetică. Da, e și asta o problemă, mai ales la sexul feminin. Ci eu o văd mai degrabă, un surplus de grăsime, dar îl văd ca pe un organ în plus, pe care omul acela îl duce cu el de dimineața până seara și de seara până dimineața. Ce înseamnă asta? Dacă sunt, să zicem, 10 kg în plus de grăsime, pentru că toate aceste lucruri se pot evalua. Există platforme de analiză corporală în care ți se spune câte kilograme ar trebui să ai de grăsime și uite, ai mai multe, da? Cu 10, cu 15, cu cât are fiecare. Ei, această grăsime contează foarte mult cum se dispune. Poate să se dispună pe coajă, cum zic eu, pe trunchi, sau poate să se dispună în interiorul, între organe, în interiorul cavității abdominale, între organe. Aceea este grăsimea viscerală, care este de fapt producătoarea unor substanțe
care în final interacționează atât metabolic cât și endocrin cu restul organismului. Este ca și cum am un organ, da, de 15 kg de grăsime pe care îl duc, da, și care determină câteva lucruri. Determină creșterea rezistenței la insulină a țesuturilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru aceeași cantitate de glucoză, organismul are nevoie de mai multă insulină ca să împingă acea glucoză în celule, glucoza fiind combustibilul de bază al celulei. Pe baza ei funcționează, în general, funcționează celula. Începutul acelei creșteri a rezistenței țesuturilor la insulină este începutul diabetului, începutul drumului spre diabet. Alt lucru pe care îl face această grăsime viscerală, produce niște substanțe care încetinesc activitatea tiroidei. Deci pe măsură ce ne îngrășăm, ne îngrășăm tot mai ușor, în momentul în care începem să slăbim și facem efortul să slăbim, la început slăbim, uneori putem să slăbim primele zile, să spunem, primele săptămâni, un pic mai repede, pentru că dăm și apa care se retenționează acolo, dar după aceea slăbitul este mai accelerat pe măsură ce ajungem la eficientizarea, reeficientizarea tiroidei. Un alt lucru pe care îl face această grăsime viscerală, produce niște factori care cresc riscul de cancere. TNF-alfa se numește, factor de necroză tumorală alfa. Se cunoaște deja și sunt studii care leagă creșterea acestei substanțe de riscuri de diferite cancere. Mai produce, de exemplu, această grăsime viscerală așa numitele citochine ale țesutului adipos, adică adipochine. Aceste substanțe au capacitatea de a străbate inclusiv bariera hematoencefalică și pot să producă, să determine începutul degenerescenței neuronale, adică începutul bolilor cronice degenerative ale neuronilor. Adică Parkinson, deficite cognitive, Parkinson, demență, care poate să fie Alzheimer sau vasculară. Alte substanțe produce angiotensinogen, care este un precursor al unei substanțe, care este angiotensina și care la nivel renal reține apa și produce risc de hipertensiune. Ce mai produce? Produce estrogeni. Asta nu este, am zice, de exemplu, la o femeie la menopauză, am zice, o, ce bine că se produc estrogeni. Nu este așa. Estrogenii aceștia care se produc, de fapt se produc în cantități inegale, imprevizibile și sunt tipul de estrogeni care duc la creșterea riscului de cancer de sân, de exemplu, sau de endometru. La bărbați, de exemplu, acești estrogeni duc la creșterea riscului de cancer de prostată. Da. Cel mai important, ca să legăm puțin de ceea ce tot auzim, furtuna asta de citochine, da, despre care auzim că este de fapt mecanismul prin care se produc formele grave de COVID, unul dintre actorii principale acestei furtuni de citochine este interleuchina 6, iarăși o substanță pe care o produce grăsimea viscerală. Deci ce se întâmplă? Vă dați seama că o persoană care este supraponderală, respectiv obeză, își pregătește într-un fel comorbiditățile. Cu durere spun asta. Este ca și cum deja îți pregătești organismul pentru boli grave. Și dacă te nimerește o pală de SARS-CoV-2, atunci deja lucrurile sunt pot să ajungă grave de tot. Deci, practic, imunitatea, fiind foarte afectată, este posibil orice, practic, să... Ați spus un lucru extraordinar. Imunitatea asta despre care vorbiți dumneavoastră este ceva foarte complex. Este o combinație de sistem imun nativ, sistem imun adaptativ, dar fondul de care spun eu este inflamația. Deci imunitatea noastră este în permanență hiperstimulată și se produce acest fond inflamator care stă la baza unei multitudini de boli cronice. E foarte interesant. Vorbesc cu pacienții mei și sunt uimiți să afle că există boli care par că nu au niciun fel, par, da? Că nu ar avea niciun fel de
legătură unele cu altele și totuși legătura lor este fondul inflamator comun, respectiv o boală inflamatorie intestinală cu o depresie. Da? Profesorul Mircea Miclea de la Cluj vorbea acum 10 ani despre rolul inflamației în depresie și în bolile neuropsihice și părea avangardist. Uite că acum se știe lucrul ăsta. Da? Diabetul, ateroscleroza. Când eu am terminat facultatea, nimeni nu vorbea despre ateroscleroză ca despre o boală inflamatorie. Considerai că este un depozit de plăci de aterom care umplu lumenul vasului. Da? Acum se știe, de exemplu, că o placă inflamatorie, de exemplu, un cardiolog îți împarte pacienții, vorba aia, în oi și capre, adică în fumători-nefumători, da? Și cei care sunt fumători au, de exemplu, scorurile plăcilor de aterom le au mult mai grave pentru că intervine inflamația. Deci eu pot să am, de exemplu, o placă de aterom care să-mi ocupe 20% din lumenul vasului, da? 20%. Și ea să fie foarte inflamată, să fie un mecanism inflamator foarte puternic acolo, care să o facă instabilă. Din această placă, oricând poate pleca o bucată și să producă accident vascular cerebral, infarct intestinal, infarct miocardic. Ei, există plăci de aterom care pot să aibă 45% să ocupe din vas, dar să fie relativ liniștite și atunci ele nu sunt atât de grave ca și una din aceea instabilă. Am vrut să punctez puțin efectul și importanța inflamației. Pregătindu-mă pentru această emisiune, am văzut 3 termeni care se folosesc în relația aceasta cu nutriția, cu alimentația. Și dacă se poate, aș vrea să încercați să ne ajutați în a înțelege ce înseamnă moderație, diversitate și calitate atunci când vorbim de alimente. Bun. Întrebarea este foarte importantă, pentru că mă duce la un subiect un pic mai larg, și anume sănătatea tubului digestiv. De ce spun asta? Multe din bolile cronice pleacă, așa cum spuneam, de la alimente. Dar tubul nostru digestiv are o slujbă foarte ingrată. El trebuie să transforme alimente nesterile, alimente întregi, să le facă, să le transforme în fragmente foarte mici, în molecule, pe care după aceea să le filtreze printr-un sistem de filtre foarte sofisticat, care înseamnă filtru mecanic, filtru celular, filtru imunologic, și să le lase să pătrundă pe acelea care sunt sterile și compatibile imunologic cu organismul. Deci aici venim la calitatea alimentului. Da? Sănătatea tubului digestiv, eu o explic pacienților mei prin 5 elemente. În primul rând, ce mâncăm? Asta ține de întrebarea cu calitatea și cu diversitatea. Și ține și de moderație. Da? Pentru că ce și cum mâncăm înseamnă nu numai alimentul în sine, care bine ar fi să fie cât mai aproape de starea lui naturală. Să nu fie alimente super procesate, să nu fie alimente în care să fie foarte multe substanțe adăugate. Da? Spunea un reporter, un jurnalist american la un moment dat că majoritatea alimentelor pe care omul le consumă în zilele noastre arată ca alimente, sunt de fapt niște lucruri cu aspect de mâncare. Sunt niște lucruri cu aspect de mâncare, dar nu este o hrană, nu asigură o nutriție adecvată aceste alimente. Deci calitatea alimentului ține de cât de aproape este de natură, de forma lui originală. Vreau să fac o mărturisire. Mă sperie sintagma asta, industrie alimentară. Când alimentația devine o industrie... A devenit de mult. Dar alimentația n-ar trebui să fie o industrie și să meargă după principiile acestea a oricărei industrii. Și acolo sunt niște chestii, profit, materiale cât mai ieftine, produse cât mai ieftine, cantități cât mai mari, prețuri cât mai mari. Sunt niște principii în oricare dintre aceste industrie. În momentul când și în alimentație se
folosesc aceleași principii ca în oricare altă industrie, e grav. Da, nu vreau să intru în profunzimea acestui subiect. Vreau doar să spun că contează foarte mult calitatea alimentului, așa cum ați spus, și apropierea cât mai... Deci contează calitatea alimentului prin apropierea lui de forma lui nativă, de forma lui originală. Deci cât mai neprelucrat. Cât mai neprelucrat. Adică să ne asigurăm că producem meniuri din alimente de bază, din alimente la care când ne uităm să știm ce a fost la origine. Da? Cât mai puțin prelucrate. Asta este un aspect pe care eu îl promovez în consilierea mea de nutriție. În al doilea rând, contează foarte mult cantitățile pe care le mâncăm la o masă, și aici e vorba de moderație, contează combinațiile pe care le facem, contează câte ore lăsăm între mese, de când am terminat de mâncat până data viitoare, contează să nu mâncăm între mese, să nu ronțăim, să nu facem tot felul de, să ne bucurăm de tot felul de lucruri pe care le introducem în gură, noi între timp făcând cu totul altceva. Contează foarte mult cât din 24 de ore mâncăm versus cât nu mâncăm. Da? Și aici este de fapt problema postului intermitent. Este o întreagă filozofie în nutriție legată de rolul pozitiv al postului. Și acum noi venim și spunem, dar noi știam asta, da? Noi știam pentru că bunicii noștri, părinții noștri, toți țineau post. Țineau posturile mari în ortodoxie, țineam posturile negre, da? La evanghelici. Aceste posturi negre fac câteva lucruri interesante. Pe de o parte, omoară celulele îmbătrânite, celulele noastre care au niște cicluri celulare. Le omoară pe cele care sunt, de fapt, mai defecte, care au început să se defecteze. Le omoară mai repede și obligă organismul să creeze altele noi, mai competente, mai tinere. Da? Produce o mulțime de factori la nivel celular care acționează până la nivelul nucleului. Și aici aș vrea să mai spun ceva legat de calitatea alimentului. Eu cu alimentul pe care îl mănânc am posibilitatea să-mi influențez inclusiv ADN-ul. Asta este baza nutrigenomicii, asta e teoria de baza nutrigenomicii. Vin cu niște alimente antiinflamatorii ca să lupt cu inflamația. Da? Dacă nu sunt atent, risc să mănânc alimente proinflamatorii care să-mi angreneze statusul proinflamator al organismului, de care vorbeam mai înainte. Da? Deci facem foarte multe lucruri cu ce, cât, cum, în ce ritm mâncăm. Aș mai adăuga o întrebare, dacă în tot acest conglomerat de factori, dacă somnul are și el un rol în toată economia aceasta alimentație sănătoasă. Iarăși mi-ați pus o întrebare foarte bună. Foarte bună, pentru că discuția aici devine de-a dreptul metabolico-hormonală. De ce? Noi în momentul... Vreau să merg de la o explicație așa simplă. Momentul în care mâncăm carbohidrați simpli, rafinați, dulce, făinos, în exces, ceea ce se întâmplă de foarte multe ori... Sunt foarte la îndemână. Sunt foarte la îndemână, da, exact. În momentul în care mâncăm aceste tipuri de carbohidrați, se întâmplă un lucru, se întâmplă câteva lucruri în organism. În primul rând, crește glicemia foarte repede și foarte mult. Organismul trebuie să introducă această glucoză din sânge, da? Glicemia este glucoza în sânge. Deci noi am mâncat, s-a absorbit, a crescut nivelul glucozei în sânge. Organismul trebuie să facă ceva cu această glucoză, ca urmare va mobiliza resursele pancreasului pentru a produce insulină. Insulina, care este hormonul, este cumva un element cheie în toată povestea asta metabolico-endocrină. Insulina aceasta va veni și va introduce foarte repede acea multă glucoză în celule. Dar această insulină va veni dacă o avem și dacă pancreasul nostru are resurse. Pentru că se întâmplă că
terminând odată mâncând și insulina aceea introducând glucoza în celule, noi ne trezim la, să zicem, jumătate intervalul între două mese, că simțim că mi-a scăzut glicemia. Sigur că a scăzut, că glucoza s-a dus deja în celule. Și atunci începem și ronțăim de aici colo. Și mai facem un vârf, noi venim și mai facem un vârf de glicemie și mai facem un vârf de insulină. Și noi trăim într-o hiperinsulinemie permanentă. Asta este marea problemă. Această insulină este, cum să spun, are două calități. Intervine metabolic și este și hormon. Și acum vreau să vă explic ce se întâmplă în fiecare din cazuri. Ca și substanță implicată în metabolism, ea va crește depozitele de grăsime. Este normal să fie așa, pentru că ea trebuie să facă depozite ca omul după aceea să aibă cu ce să folosească. Mecanismul este bun la origine. Problema este că noi îl supralicităm. Prin ce metode? Prin faptul că se reduce eliminarea și crește absorpția de grăsimi. Deci, dintr-o dată, crește cantitatea de grăsimi. Pe de altă parte, din punct de vedere hormonal, această insulină este prietenă cu anumiți hormoni, sinergică și antagonică cu alții, așa cum se întâmplă cu toți hormonii din organism. Și și-a găsit să fie prietenă cu hormonii de stres. De ce? Iarăși este logic. Dacă eu sunt într-o situație în care trebuie să mă adaptez sau trebuie să fac apel la reacția de luptă sau fugă, mie îmi trebuie resurse. Da? Și atunci această insulină care mi-a adus grăsime îmi oferă combustibilul care este cel mai eficient. Nu carbohidrații sunt combustibilul cel mai eficient, grăsimea este. Da? Ei, ce se întâmplă? Noi nu mai alergăm prin pădure, nu mai alergă nimeni după noi prin pădure, dar noi suntem într-o întăvălug al vieții cotidiene, da? Citadine, să spun, în care suntem supuși la hormon de stres, suntem supuși la creșterea aceasta a hormonilor de stres. Hormonii de stres trag după ei insulina. Ei se trag unii pe alții. Da? Deci insulina îi trage pe ei, ei trag. Depinde din ce parte vine creșterea. Când mâncăm dulce, creștem hormonii de stres. În momentul în care suntem stresați, ne vine să mâncăm pentru că insulina crește. Da? Și este un cerc vicios din care, iarăși, numai furculița proprie poate să oprească această rostogolire nefastă pentru organism. Iarăși, fiind hormon, este antagonică cu hormonii anti-îmbătrânire, da? Cu melatonina, cu dihidroepiandrosteron acetatul, cu hormonul de creștere. Și aici vă răspund de abia la întrebarea legată de somn. Da? Melatonina aceasta este antagonică cu insulina. Dacă dormim mai mult și dormim orele acelea, da, în care ea se secretă, melatonina este un hormon epifizar care se secretă între ora 10 și ora 2 dimineața, ora 10 seara și ora 2 dimineața. Dacă noi pierdem exact această perioadă și mai rău, dacă stăm cu ochii în ecrane albastre în această perioadă, melatonina noastră s-a dus. Se duce melatonina în jos, crește insulina. Automat, mâine rețin mai multă grăsime pentru că am insulină mai mare prin mecanismul indirect al melatoninei. Deci somnul corect, somnul regulat, da? Și corespunzător cu nevoile organismului, pentru că fiecare organism are nevoia lui de somn, da? Și asta se poate verifica. Poți să faci un test, să te culci odată, să știi că nu trebuie să te trezești a doua zi și să vezi câte ore. Da? S-ar putea să ai surpriza să constați că ai nevoie de 9 ore de somn și atunci te culci la 10 seara și te trezești la 7 ca să îți îndeplinești nevoia organismului. Și atunci totul merge altfel, pentru că energia celulară este alta, eficiența organismului este alta. Deci da, are legătură. Are un efect foarte, foarte mare, spune, asupra întregii stări a omului. De aceea am și întrebat, mai ales că la un moment dat toate aceste efecte puse cap la cap, urcușurile și coborâșurile de care vorbeați dumneavoastră, care se accelerează pe zi, deci la un moment dat te aduce în starea de depresie la un moment dat, îți pare rău, știi cu mintea că
nu e ceea ce ar trebui să fie, nu ești confortabil cu tine însuți, îți dai seama că alimentația și lipsa somnului și petrecerea timpului foarte mult în fața ecranelor, toate duc și până la urmă se vede foarte clar la cântar, dar și la numărul de kilograme, da. Și la un moment dat merge așa din rău în mai rău și e foarte greu să te oprești sau nu mai ai puterea să te oprești. E, acum întrebarea decisivă. Dacă suntem într-una dintre aceste stări în care văd cu ochii liber mai mult, mi se atrage atenția și de cei din jur, prieteni, familie, că m-am îngreșat. Prima reacție e destul de vizibilă. Da. Da. Și apoi văd că obosesc, nu mai am atâta performanță, da, aș mânca tot timpul, am mereu stări, nu mai simt confortabil cu mine însumi, dar totuși, fiind în starea aceasta, nu mai am puterea de a schimba ceva. Nu mai simt voința aceea, puterea de a pune stop sau de a face o schimbare. Ce soluție avem? Și aici mă gândesc la procesul acesta pe care la un moment dat știți că nu te mai poți duce singur la doctor și avem și în Sfânta Scriptură un exemplu atunci când cei patru le iau cu patul pe cel bolnav și îl duc la Mântuitorul. Da, da, da. La un moment dat când tu nu mai poți să faci lucrul acesta, sunt alții care zic, măi, du-te la doctor, caută-te, stai de vorbă cu un consilier în nutriție, vezi ce se întâmplă, încearcă să te schimbi. Întrebarea este, ce soluții există și care sunt, să spunem, pașii pe care trebuie să-i facă cineva? Pentru că, dacă ne uităm la statistici, și în România, și în străinătate, vedem că situația e destul de gravă. Nu e nevoie să ne uităm la statistici întotdeauna. Dacă vorbesc despre mine, mă uit la mine și cred că mai mult decât suficient ca să mă dau pe mine, de exemplu, pentru ceea ce vă întreb. Ajung la o stare de aceea în care nu-mi place de mine, nu mă simt confortabil, dar nu mai am puterea să merg mai departe, să fac ceva. Ce se poate face? Aici cred că discuția se duce înspre dependența emoțională de mâncare. Pentru că eu am pacienți cu care pot să lucrez cu programul de nutriție cu care lucrez și am pacienți cărora le cer datorită unor scoruri mari pe care le au la întrebările ce denotă dependența de mâncare, pentru că eu le dau... Există niște... Acesta, dependență de mâncare? Sigur că da. Sigur că da. Da. Și dependența aceasta are două aspecte. Are un aspect biochimic, hiperinsulinemia aceasta permanentă care te ține în nevoia aceea de a mânca dulce. Da? Sunt acele variații foarte mari de glicemie și de insulină care preced într-un fel diabetul și care îți cer dulce sau mâncare. Da? Și este, de exemplu, dependența psihologică. Acum, programul cu care eu lucrez nu luptă cu cea psihologică. De obicei, când am dependență de genul acesta, lucrez în paralel cu psiholog. Cu psiholog de terapie cognitiv, psihoterapeut de terapii cognitiv-comportamentale. Există o altă categorie de oameni, aș spune eu, fie că sunt angajați sau nu, și aici mă încadrez și eu, acea persoană, acei oameni, de fapt, acele persoane care, atunci când ceilalți ies la o țigară, tu simți nevoia de a ronțăi ceva, de a mânca ceva. Și asta vă spun că o faci la tastatură, adică la birou. Da. Și, mai beau o cafea. Și vreau să spun că ajungi la 4-5 cafele în 8 ore. Asta la servici. 2. Dulce, întotdeauna găsești ceva pe birou. Tot felul de snacks-uri și tot felul de lucruri. Și s-a dezvoltat acest obicei ca din când în când, mai ales pe fond de stres, să mai bași ceva în gură, să mai iei ceva. Atunci când ceilalți ies, tu ai efectul ăsta așa, să spunem, recurent, să mai iei ceva, fie că e dulce, fie că este sărat, fie că e o cafea, fie că e un suc, și de obicei este un suc carbogazos. Deci există un obicei care s-a dezvoltat și, bineînțeles, în care timp... duce la obezitate, clar, e un obicei...
Este mâncatul ăla între. Deci aș spune că dacă stai să te uiți, nu simți întotdeauna nevoia de a face, pentru că până la urmă nu știu dacă chiar ți-e foame întotdeauna. Și nu, sigur. Și sigur nu ți-e foame. Și de multe ori confunzi foamea, setea cu foamea. Setea de apă. Aqua chiorensis. Aqua. H2O. Foarte frumos, foarte frumos. Așa, ce pot eu să spun? Așa, înțeleg foarte bine întrebarea. Aici, omul aflat în situația descrisă de dumneavoastră trebuie să stea în fața lui însuși și să-și facă socotelile. Și să își pună întrebarea, unde vreau să mă găsesc peste 10 ani? Vreau să fiu un abonat al medicilor, luând cu pumnul medicamente pe care aș fi putut să nu le iau, dar pe care ajung să le iau și să mă obișnuiesc că asta este, am și eu un diabet, am și eu o hipertensiune, trebuie să iau asta, trebuie să iau cealaltă. Da? Deci, ori asta și cu toate repercusiunile pe funcționalitate și pe starea de bine, sau sunt în stare, pot să iau decizia să mă opresc. Dacă pot să o iau, atunci pot să lucrez cu un consilier strict pe probleme de nutriție. Dacă nu pot să o iau singur, atunci trebuie să mă ajute un psiholog, dar în final trebuie mers din două părți. Asta este ceea ce îi sfătuiesc eu pe pacienții mei. În momentul în care ne apucăm și lucrăm, se întâmplă un lucru foarte interesant. Nu e nevoie de atât de mare efort pe cât își imaginează omul inițial. Sunt lucruri pe care le poate face și care încep să dea roade și care îl încurajează pe omul respectiv. Și ce este cel mai interesant este că în momentul în care omul începe să slăbească, se eliberează de la nivelul ADN-ului niște un soi de substanțe din acestea, de neurotransmițători, să spun, nu le spun corect neurotransmițători, niște semnalizatori intranucleari care refac dorința de mișcare, refac dorința de viață. Și am văzut asta la pacienți. La început vine pacientul 147 de kilograme. Doamna doctor, nu-mi doresc decât o canapea, multă pizza în jurul meu, o băutură și un televizor și o telecomandă. Omul avea 30 de ani, da? 180 cu 100, tensiunea arterială, și nu avea chef de nimic. Ne apucăm să lucrăm, începe să lucreze, să mănânce după cum trebuie. În două săptămâni vine plin de bucurie, plin de energie. A trebuit să-l frânez la câtă energie avea să facă sport. Avea deja 12 cu 120 cu 80 tensiunea și avea alt tonus cu totul. Nu ține, nu e foarte. Gândiți-vă că am spus de 147 de kilograme, adică mult, da? Nu ține decât de un imbold. Și când vezi că merge, te încurajează asta aici și faci mai departe. Aici se vede clar rolul dumneavoastră a consilierului, a medicului, a celui care atunci când chiar nu mai poți să faci pasul acela în te a opri. Pur și simplu nu te poți opri. Și înțeleg pe fumător, vă rog să mă credeți, care spun că... Dar vedeți că e o dependență? Observați că este mecanismul de dependență? Spune că dependența de mâncare, dependența de dulce, poate e mai rea decât dependența de fumat. Nu știu. E o părere. E tot pe dopamină. Da? Vă asigur. E tot pe dopamină. Dar dopamina asta e produsă în intestin, acolo unde mâncăm noi și unde se produc către elemente din microbiom. Este tot o dependență. Este tot o dependență, și da. Cu mintea, stând la rece și punând așa toți factorii aceștia pe hârtie, toate riscurile, tot ce ne-ați povestit dumneavoastră aici, clar, direcția este clară. Domnule, trebuie să mă opresc. Nu pot. Ce ar trebui să se întâmple ca să puteți? Ia gândiți-vă. În momentul în care tu nu te mai poți duce singur, trebuie să apelezi la un punct de sprijin. Și aici este medicul nutriționist, consilierul, cineva care a mai trecut, știe, poate să te călăuzească, să te ducă de mână pe calea aceasta. Sunt momente în care știi ce trebuie să faci, știi ce trebuie să urmezi, știi la ce trebuie să renunți, dar nu poți să o faci. De fapt, dumneavoastră,
ca și consilier, parcurgeți drumul acesta așa cu fiecare este. Dintre așa cei este. Așa cauză. Este, da, și asta eu le spun asta de la început, suntem de aceeași parte a baricadei. Mergem împreună. Mergem împreună din punctul A în punctul B. Dacă vrem să mergem direct, e drumul cel mai scurt. Dacă mergem pe ocolite și trișăm, o să dureze forever. Dar eu propun să mergem din punctul A în punctul B direct. Linia dreaptă e cel mai drum. Da, ce fac eu cu pacienții? Fac o consultație preliminară intrării în programul acesta de nutriție cu care lucrez. O consultație care durează cam o oră și ceva și în care pacientul vine și completează un chestionar pe care noi îl discutăm după aceea acolo și îi explic în ce fel programul poate să-l ajute punctiform acolo unde văd eu că sunt elemente de corectat sau să spun elemente care să-l motiveze, să-l ajute să ajungă la scopul pe care și-l dorește. Mai fac o analiză corporală pe platformă de bioimpedanță, așa cum spuneam, cu procente de grăsime, de mușchi, de oase. Rezultă un raport pe care îl discutăm împreună și pe care după aceea pacientul îl primește pe mail și dacă se hotărăște că dorește să ne apucăm de treabă, atunci primește o listă de analize, iar pe baza tuturor informațiilor colectate de la pacient, măsurători, da, perimetre, înălțime, greutate, vârstă, sex, greutate actuală, stabilim greutatea țintă corectă, da, în funcție de măsurătorile de la bioimpedanță și în funcție de toate aceste informații, deci toate aceste informații eu le pun în interfața care îmi produce după aceea, acolo este o muncă enormă, este un program nemțesc, validat deja de mai multe zeci de ani, eu lucrez deja de mai bine de 10 ani cu programul, sunt din prima generație de consilieri din România, Metabolic Balance, și în momentul în care am toate datele, programul, interfața ține cont de toate aceste informații și îi oferă pacientului o dietă cu adevărat personalizată. Adică pacientul va primi cumva individualizarea asta pe trei direcții. Pe de o parte cantitățile, pe de altă parte combinațiile și pe de altă parte listele de alimente. Și nu este ce nu ai voie, da? Sunt liste de alimente, e pozitiv totul. De aici mănânci, din aceste liste, care liste sunt destul de variate, suficient de variate. Apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră cu variația, cu să fie meniuri variate, contează foarte mult diversitatea alimentației contează foarte mult și în momentul în care omul începe să varieze corect alimentele în conform cu programul, se întâmplă câteva lucruri. Se întâmplă un reglaj al microbiomului, pentru că revin acum din nou la ideea sănătății tubului digestiv. Nu numai ce mâncăm, cum mâncăm, deci ce introducem în el, ci și integritatea mucoasei de absorbție a tubului digestiv, microbiomul din colon, da? Tulpinile acelea de bacterii bune, bacterii benefice, care pot să fie la un moment dat dezechilibrate. Acelea încep cam în 3 zile de când schimbăm alimentația, ele încep să se regleze. Cam în 2-3 luni se stabilizează și cam în 2 ani se consolidează un microbiom corect. Mai există, sigur, ca să finalizez cu sănătatea tubului digestiv, mai există și sistemul nervos autonom al tubului digestiv, care este cumva un sistem nervos mai rudimentar, așa, adică intestinul învață să reacționeze, are un registru destul de îngust, dar învață să reacționeze la același stimul în același fel. Da? Și vă dau un exemplu. Student, în ziua cu examenul, are o problemă digestivă. Da? Așa. După care nu mai are absolut nimic. Trec 3 zile, vine următorul examen, în ziua cu examenul are din nou aceeași problemă, identică. Da? Termină facultatea, peste 5 ani are un concurs și omul face același lucru pe care l-a făcut pentru că intestinul își aduce aminte că stresul la stres, da? Stresul de un anume tip, trebuie să fie urmat de o anume mișcare și acțiune a tubului digestiv. Deci ăsta este sistemul nervos al tubului digestiv, autonom, care este influențat de stres, care este influențat hormonal, care este influențat de foarte mulți factori,
modul în care ne raportăm noi unii la alții, la mâncare, la evenimentele din jurul nostru. Și mai este încă un sistem foarte important, apropo de sistemul imun, este sistemul imun propriu din submucoasa tubului digestiv. Acele celule care sunt acolo de pază și care filtrează, spuneam că filtrează acele substanțe și nu le lasă să pătrundă decât pe cele care sunt compatibile cu organismul. Sigur că în momentul în care lucrurile se dereglează, ajung să pătrundă și nu intru acum în patologie, dar teoria și idealul este ca să nu ajungă să pătrundă decât substanțe compatibile cu organismul. Ne apropiem de încheiere și înainte de a face lucrul acesta, aș vrea să mă mai întreb cât de importantă este apa? Ați amintit puțin mai devreme despre apă, da. H2O și face parte din alimentație. Cât de mult ar trebui să bem apă plată? Vă spun exact. 35 de mililitri pe kilogram corp și pe zi. Asta este necesarul de apă al organismului. Ce înseamnă asta? Înseamnă, de exemplu, la 60 de kilograme, înseamnă undeva la un 2 litri, 2 litri și un pic. Și crește, sigur, cu fiecare kilogram care este în plus. Ce rol are apa? Apa, gândiți-vă că orice organism viu conține o cantitate variabilă între 50 și 70-80% apă. Deci noi avem nevoie pentru funcționarea corectă a întregului organism, a tuturor organelor și sistemelor, de o cantitate suficientă de apă care să se ruleze în interiorul, să fie absorbită, să intre în celulă, să scoată metaboliții din celulă și să îi elimine. Nu poți slăbi fără apă multă, pentru că vrei să scoți ceva din organismul tău, îți trebuie un vehicul. Apa, în afară de rolul ei obișnuit, este vehicul pentru metaboliția aceea care, de fapt, și pentru tot surplusul de substanțe pe care vrem să le eliminăm. Aș vrea să vă citez un text, e vorba despre un citat din Diderot, un faimos filozof, care spune așa, că medicii lucrează pentru a ne menține sănătatea, iar bucătarii ca să o strice. De cele mai multe ori, ultimii au mai mult succes. Întrebarea este, cine este responsabil până la urmă pentru sănătatea noastră? Eu spun că noi suntem și am acceptat invitația la emisiunea dumneavoastră tocmai ca să comunic acest mesaj, un îndemn de a ne relua sănătatea în propriile mâini. Și asta putem să o facem începând de la furculiță, de la ce votăm, da, votăm cu diferite produse, punându-le sau refuzând să le punem în farfuria noastră. Stăpânirea de sine, să știți că e o virtute care se poate aplica și în alimentație. Este absolut obligatorie. Trebuie să o punem la treabă. Avem posibilitatea, pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat cu această putere de a rezista ispitelor. Și vă mai spun încă ceva, apropo de bucătari. Un bucătar specialist trebuie să țină cont de multe interacțiuni biochimice între alimente. Un bucătar adevărat va ține cont de efectul sinergic sau antagonic pe care diferite combinații de alimente îl au asupra organismului. Un bucătar autentic va ține cont de efectele asupra neurotransmițătorilor cerebral, da? Eu pot să mănânc și nu e niciun rău în esență să mănânc ca să mă simt bine. Nu vreau să ajungem la ideea că trebuie să fim niște depresivi care mănâncă trei boabe dintr-o farfurie. Nu. Sunt alimente sănătoase care, puse corect la oaltă, ne dau o stare de bine, ne întrețin sănătatea și ne fac să fim plini de energie ca să putem face toate celelalte lucruri pe care le avem de făcut. Mens sana, in corpore sano. Da. Minte sănătoasă, in corp sănătos. Practic,
ca să tragem o concluzie, suntem singuri responsabili de sănătatea noastră fizică, mentală și, bineînțeles, emoțională. Nu mai vorbim de sănătatea aceasta spirituală de care am spus la începutul emisiunii. Toate acestea sunt legate într-un întreg și acest întreg este creat de Dumnezeu și în mâna lui Dumnezeu, bineînțeles, și noi având responsabilitatea aceea de a-l îngriji. Exact. Corpul acesta creat de Dumnezeu trebuie îngrijit și asta este responsabilitatea noastră. Stimată doamnă doctor, vă mulțumim foarte mult pentru emisiunea din seara aceasta. A fost o încântare să vă ascultăm. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Vă mulțumim că ne-ați mai tras un semnal de alarmă prin expunerea dumneavoastră. Noi vă urăm succes în activitatea dumneavoastră, atât în medicina de familie și de asemenea în consilierea pentru nutriție, în consilierea de nutriție și cu siguranță vă mai așteptăm și la altă emisiune. Mulțumesc frumos! O seară plăcută și dumneavoastră! Vă mulțumim! Stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră și de data aceasta. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!